ca responsabil de resurse umane, am constatat că este o muncă foarte frumoasă să lucrezi în cadrul proiectelor, deoarece aici lucrează mână în mână, formează o echipă adevărată, atât personal funcțional administrativ, cât și personal de cercetare științifică, împreună, ducând la rezultate deosebite în dezvoltarea infrastructurii, în dezvoltarea economică, în dezvoltarea societății în ansamblul ei. Ca responsabil cu resursele umane, considerați că o echipă este completă și complexă, adunând la oaltă cercetători, deci oameni de știință, oameni de afaceri și comunitățile locale, așa cum este și proiectul RI to Integrate, sau ar trebui să se mai definitiveze în vreun fel această echipă cu alți specialiști? Consider că la momentul acesta, așa cum este obiectul de activitate și așa cum este, cum sunt stabilite etapele proiectelor, personalul care este la momentul acesta este suficient. Poate ar trebui implicarea mai mult din partea locală, da? Din consiliile locale, mai multă participare și deschidere către aceste proiecte. Pentru că numai împreună nu este suficient să fie o resursă umană dintr-un institut, da? Atât personal administrativ cât și personal științific, ci aș vedea ca o finalitate deosebită, da? Și implicarea consiliilor județene, a structurilor administrative din zona în care se încearcă să se dezvolte parcuri științifice sau aplicarea cercetărilor științifice în cadrul economic. Ați identificat aici vreun model potrivit de importat și în țara noastră, și mai exact la IFIN-HH sau la MHTC? Cred că atât Cehoslovacia cât și Ungaria aveau niște modele, proiecte PPP-ul. În Ungaria, la Institutul Academiei în domeniul agriculturii, am înțeles că se încearcă un fel de LMP care este în derulare acum atât în Ungaria, Cehia și România, proiecte de la care poate că avem de învățat, având în vedere că aceștia au detaliat faptul că se pornește de la de ce, cu ce și pentru cine facem aceste proiecte. Mulțumesc foarte mult!